fost aduse cu mulți ani aici la noi și prima comună din țară este Hoghilag, unde s-au produs. E o floare care produce de al treilea an, deci trebuie să o plantezi de două ori ca în al treilea an să producă. Vedeți ce curate sunt, e o farmacie întreagă aceea. Oamenii le lucrează aproape manual, mai mult mai este un ierbicid, dar până când cresc așa de mari, buruiana le copleșează iar. Și aici e o singură femeie, singură face toată treaba asta, până se face acolo. E o muncă titanică, dar și merită uneori.